Evenimentul Ziua Recoltei a adunat la Aiud 10 de producători din toate domeniile agriculturii, pomicultură, apicultură, producția de trandafiri, vinificație, prelucrarea laptelui, legumicultură, procesarea fructelor și chiar producători locali de cătină sau lavandă. Producerile care au sezone, ardei, morcovi, ardei iute, cocoșari, producție proprie. Suntem la prima ediție la Ziua Recoltei, sper să fie de bun augur, să atragem producătorii din zona Iudului și din satele aparținătoare. Sunt și la prima recoltă de cătină, deci se combină una cu cealaltă. Sper că în viitor să promovăm foarte mult agricultura, care este de fapt baza, de unde sunt foarte multe venituri aduse pentru municipiul. În încheiere, să spun pentru tinerii acolo că se pot accesa fonduri europene, totul e să ai curajul și să fii hotărât în ceea ce vrei să faci. A fost de asemenea și un moment de bucurie pentru aiudeni care și-au făcut sâmbătă piața într-o atmosferă specială. Suntem la Aiud, la ediția pilot a Zilei Recoltei 2016, ediția pilot a unei manifestări care din 2017 va reveni în piața aiudeană cu mai multă forță. Vă așteptăm aici și la Aiud, vă așteptăm nu numai de Ziua Recoltei. La eveniment au fost prezente autoritățile locale, cât și invitații ai Consiliului Județean. Municipalitatea Aiudeană promite că nu va fi ultimul eveniment de acest gen.